Bună ziua, stimați telespectatori! Iată, avem onoarea să fim găzduiți de marele artist Ștefan Popa Popas în atelierul său de creație. Bună ziua, maestre! Aș începe cu un la mulți ani cu multă sănătate. Bună ziua și bine v-am reprimit, pentru că acum câțiva ani am făcut o emisiune și după, cum spuneam atunci, ne mai vedem peste 3 ani. Ia uite, așa s-a întâmplat. Da. Cam peste au trecut 2 ani. Și am revenit. Mai repede. Da. O să ne ierte toată lumea. În data de 11 a lunii iunie ați împlinit 60 de ani. Cu această ocazie, Consiliul Județean al Județului Timiș a organizat o zi festivă în Muzeul de Artă al Timișoarei, unde ați primit mai multe distincții. Din partea cui au venit recunoștințele? Era fain să spun din partea dușmanilor. Dar spuneți-mi. Cred că au venit, mai ales, haideți să nu vorbim de cele din țară, să vorbim de cele din afara țării. Eu cred că le-au venit pe bune, pentru că Universitatea Uniglobus de la Roma, Facultatea de Arte Plastice, Arte Frumoase, prin rectorul ei, Giorgio Cenea, care mi-a adus acea distinție, cred că înseamnă ceva. Că, hai să zicem, am primit titlul de cetățean de onoare din România, mai mi-a dat facultatea și Universitatea de Vest, mai aveți vreo 26 la noi în țară. Da, și spune, doamne, păi mânării, că sunt aranjamentele lui Popascu, dar nu știu ce aranjamente, că, sincer vorbind, ajung la o anumită vârstă când ai așa de multe încât numărul lor nu mai contează. Deci au fost niște distinții și mă bucură. De ce să nu spun? Mă bucură că se apleacă asupra activității mele o facultate, o entitate, știți? Dar asta este, ce să facem. Timpul ne face ca să ne îndreptăm față de toate entitățile importante în această țară, dacă vrem să observăm că în țara aceasta trebuie să mergem spre progres. Eu nu știu România în ce direcție o ia. Dunque io credo che Popa è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Sapete perché? Perché per essere artista non basta essere bravo. Bisogna avere un grande cuore, un grande desiderio di ricercare, di essere sempre nella piazza. E Popa fa questo. Cioè Popa è un uomo generoso, è un uomo molto esigente, perché quando lui lavora, lavora ad altissimo livello. E io sono molto felice di averlo conosciuto. E nella mia vita, io sono stato 50 anni direttore delle Belle Arti e ho conosciuto tutti gli artisti di questo metà di secolo. Ma credo che dopo De Chirico, io sono stato molto vicino a De Chirico, dopo De Chirico chi ha colpito veramente la mia sensibilità, il mio cuore, la mia voglia di essere amico di un artista, è proprio Popas. E allora dicevo prima che io non dovrei parlare di lui perché credo che siamo diventati una cosa sola e io ne sono orgoglioso. Quindi adesso questa mostra stupenda che viene dopo l'incontro al Vaticano con il Santo Padre, organizzeremo a Venezia, a Pietralcina, dove è Padre Pio, ad Assisi, nella cattedrale, e voglio che ci siano tante persone che incominciano a capire che oggi un artista non è solo un buon pittore, deve essere un grande uomo, e Popa è sicuramente un grande uomo, e che fa onore alla vostra Romania, ma Popa non è solo rumeno, perché per noi è un cittadino del mondo. Am pregătit o întrebare legat de țara noastră, dar înainte de asta am pregătit și un material legat de decernarea distincției Palma d'Oro, dacă ne-ați spunea câteva idei despre acest premiu. Păi dacă spun că Palma d'Oro pentru pace, care se acordă de către Congregația Cavalerilor Cruciați ai Vaticanului, intră în primii 64 de nominalizări pentru premiul Nobel pentru pace, mă calcă ăștia dușmanii cu mașina mâine. Și atunci trebuie să vă spun că este un premiu care mă onorează, pentru că au primit papi importanți, au primit oameni care au primit deja premii ale
ale nobel și care mă onorează, fiind mai ales și al 32-lea. Deci numărul acesta n-a fost ales întâmplător, după părerea mea, de către Vatican, și m-am dus acolo unde trebuia să și-l primesc la San Antonio Abate. Din păcate, Papa Benedict XVI este destul de firab în activitatea, pentru că este încă la pat, și m-a onorat. Este important când cineva în lume își aduce aminte de tine. Important de tine, și mai important este când te solicită să vii să-ți dea o distinție. Este foarte important. Pentru că și în România și peste tot, eu pun totdeauna întrebarea, că mai primesc telefon, spun: domn Popa, felicitări, suntem Asociația Crescătorilor de Albine și v-am dat un premiu. Și știți cum e, așa este moda în România. Fiecare care se crede nu știu ce, dă câte un premiu. Eu nu aș zice prea multe lucruri nici de către, știu eu, entități în România care, zice, Ministerul Culturii. Când pui Ministerul Culturii și ministrul se numește Gigel, vă dați seama că nu poți să mai spui problema, dar ce să caut eu să-mi dea mie Gigel, care e Ministrul Culturii în România, să-mi dea mie un premiu. Nici n-am ce să fac cu el. Da. Da. Premiul Palma d'Oro pentru Pace este o recunoaștere a meritului unei persoane care s-a distins pentru promovarea idealurilor de pace în Italia și în lume. Totul a început în perioada pontificatului papei Ioan Paul al II-lea, care a purtat o crenguță de măslin o zi întreagă la Assisi, cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii. Această crenguță a fost aurită și transformată într-un trofeu ce urma să fie oferit celor care se remarcă în mod deosebit în favoarea dialogului pentru pace. Până în prezent, 32 de personalități au primit acest valoros premiu. Printre ei am putea aminti pe Papa Benedict al XVI-lea, Rita Levi Montalcini, laureata premiului Nobel, cardinale ai Vaticanului și alte personalități italiene și nu numai. La San Antonio Abate, de lângă Napoli, anul acesta, Ștefan Popa Popas a fost alesul. În cadrul unei ceremonii oficiale organizată în fastosul salonul Ludovic al XV-lea de către Confederația Internațională a Cavalerilor, Marele Cancelar Giorgio Cenia a oferit Palma d'Oro pentru Pace pentru prima dată unui român și pentru întâia dată unui artist plastic. Quindi consegnalo. Maestre, aveți peste 40 de ani de carieră internațională. Cum reflectați asupra carierei dumneavoastră? Deci eu am muncit foarte mult la viața mea. Deci aș dori să urmeze mulți exemplul meu, pentru că eu nu am avut pe nimeni în spate până la 20 de ani. La 20 de ani, știți foarte bine, am fost preluat într-o familie de către un om important care se numește Anli Cursage și care mi-a cotit viața și mi-a organizat toate expozițiile din Japonia până în Statele Unite. De fapt, nu mi-a organizat. Dom'le, mi-a plătit, el a consumat mulți bani cu mine. Deci el s-a ocupat de cariera mea artistică și îmi spunea că o să te pregătim să te întâlnești cu toți șefii de state. Vă dați seama, eu vineam de la Ceaușescu, nu-l văzusem niciodată și nu am niciodată pe Ceaușescu. Am vrut toată să mă apropii și eu la vreo 200 de metri și au venit securiștii și au spus: nu, aici încolo nu te mai duci. Dar păi ăștia francezii, când m-am dus acolo, spuneam: noi te pregătim să te întâlnești cu toți șefii de state. Mi se părea o aberație. După ce am trecut în viață, mi-am dat seama că, într-adevăr, Cursajei avea foarte mare dreptate și aveau foarte mare răbdare în educarea mea. El m-a educat și m-a inițiat foarte mult și, într-adevăr, de ce să nu recunosc, datoresc cam cariera mea cam 95% lui. Pentru că a știut întotdeauna cum să procedeze și, din păcate, nu l-am ascultat în totalitate. Deci eu, de fapt, eram pregătit să rămân în Franța, să lucrez în Franța, să fac pentru Franța ce fac pentru România. Dar știți foarte bine că părerea mea este că încărcarea omului este cel mult la 150 de kilometri de locul unde ai născut. Și atunci am preferat să rămân în Timișoara, de fapt, capitala mea,
Deci pe mine, dacă mă întrebați care e capitala mea, este Timișoara e capitala mea. Eu nu cunosc alte capitale sau, cum să spun eu, a românilor vorbesc. Or fi aia pe acolo până, ci, bă, vezi că pe acolo se dă ora exactă de la București. Păi să se dea ora exactă, eu iau de la Londra sau la Paris, că e mai exact acolo decât. Că la București știți cum este, poate să fie și așa și așa, totul este, se poate și mangli. Știți că... Da, imediat ajungem și la subiect, Ideea este că îmi doresc. Deci eu nu spun cu ură ceea ce vă spun acum. Eu vă spun din pură observare și îmi doresc ca să fie o normalitate în țara mea. Deci dacă spun lucruri în direct și spun pe nume, spun pentru ca să se îndrepte. Nu spun cu răutate. Foarte mult se supără. Păi se supără pentru că adevărul supără. Da. Vă gândiți numai la faza asta care o spun eu de zeci de ani. S-o România e condusă de găști, de hoți care au devalizat țara. Eu știu despre domnul Popas de foarte multă vreme, de ani de zile, dar acest fenomen este unul care a crescut în timp și care a ajuns în locuri pe care probabil nici dumnealui nu le-a bănuit înainte. A devenit un fenomen, ca să zicem așa, global. Eu ce pot să-i doresc? Nici nu știu unde să-i doresc să mai ajungă, pentru că a ajuns, cred eu, în oriunde se putea ajunge. Așa încât nu-i doresc decât succes și sănătate mai departe. Ați rărit în Franța, v-ați întors, ați umblat, poate fără exagerare, peste tot în lume. Multe opinii au ajuns la dumneavoastră legat de țara noastră. Cum se prezintă România la ora actuală? Cum este țara românească? În primul rând, nu știu câte entități din România poate să pătrundă cum pătrund eu la ora actuală. Deci gândiți-vă că la nivel de curți legale, la nivel de palate ale diferitelor parlamente, la președinții, la șef de guverne și în guverne, la papi. Deci am avut și am demonstrat în urmă ce puțin 3 ani de zile, mă gândesc și la faptul că am avut prima expoziție a unui artist român la Vatican și urmând cu celelalte invitații, Parlamentul Federal Belgian, Parlamentul Europei și așa mai departe. Curtea Legală, 200 de ani de la Înființarea Legalității în țările de jos, Curtea Legală din Olanda. Deci vreau să vă spun că altfel se vede în momentul când ai așteptat, când ți se pune covorul roșu și nu sunt șef de stat. Sunt numai atâta, sunt un artist care sunt respectat pe tot mapamondul. Și atunci altfel discuții. Foarte multe ori când mă duc într-o capitală occidentală, ambasadorul țării mele vine lângă mine și spune, astăzi invitat la președinte, vin și eu cu dumneavoastră. Și spun, nu vă supărați, eu sunt invitat în mod particular. Nu trebuie să veniți cu mine. Pentru că, în definitiv, dacă luăm așa, ei sunt plătiți să mă ducă ei pe mine la președinția statului respectiv sau în locul respectiv. Nu să-i duc eu. Deci să-mi dăm mie salariul lor de ambasador și atunci ok, schimbăm. Deși nu-mi trebuie, să știți că nu-mi trebuie niciun salariu. Știți ideea mea că eu nu accept de la niciun confrate român nicio cafea niciodată, pentru că am dat exemplu întotdeauna. Peste 10 ani o să-mi spună Popas, ai ajuns mare pentru că ți-am dat eu acum 10 ani o cafea. Și de-aia nu accept absolut nimic. Și știți foarte bine că reprezint arta românească pe banii mei, n-am acceptat niciodată să mă compromis să fiu, pentru că sunt destui care fură, doamne, și cum să spun eu, dacă dumneavoastră îmi dați un exemplu în care, deși sunt câțiva, dar foarte puțini, care sunt plătiți să reprezintă țara și să facă ceva pentru țară, și fac, v-am spus eu, mă apuc de agricultură de mâine. Dar mă tare tem că nu, pentru că eu am observat un lucru. Mă duc, le fac bulevarde și tot prin poteci umblă până Occident și prin țările principale. Îmi puteți da și mie o entitate românească care s-a dus acolo în delegație pe bani români și au rezolvat ceva? Un cui. Să spuneți, bă, uite, a rezolvat un cui. Eu mă tare min. Eu tot am văzut că pleacă cu amantele prin India, cheltuie 35.000 de euro. Păi, domnilor, eu cu 35.000 de euro aș face ca orice cetățean român cum iasă din țară să fie pupat măcar pe obraz de orice entitate în Europa. Numai cu 35.000 de euro.
Și ăsta se duce cu amanta în India, șeful parlament sau ce e, șeful deputat sau ce o fi, nu. Nici nu vreau să-i spun numele că mi-este scârbă. Și vedem cum se cheltuie banii acestea a românilor degeaba, fără niciun efect. Da, au trecut 25 de ani de la evenimentele din 89. Nu de mult am avut și alegeri. Cum vedeți, înspre bine se îndreaptă țara? Nu, direcția este foarte greșită, deci este clar. Din ce în ce mai greșit am spus, noi trebuie să ne uităm în oglinda bunului simț, să ne analizăm așa cum suntem, răi buni. Poate nu suntem chiar foarte buni, suntem răi, dar ne analizăm și începem o construcție de la zero. Noi românii n-am început nicio construcție de la zero. Ce ne lipsește? Ne lipsește să ne iubim unii cu ceilalți în primul rând. Ne lipsește ceva, un liant ca să ne adune și să ne unim unii cu ceilalți în a construi. Nu, la noi, la o dată, în România, ei se unesc unii cu ceilalți în găști să-i dea în cap lui altul. Asta este. Deci totul se petrece în țara asta pe găști. Totul pe găști. Chiar acum, de ziua mea, am văzut câte găști erau împotriva mea aici, pentru că am stat 15 ani deoparte. Da, ați spart gheața. Păi am spart gheața pentru că trebuia spartă gheața și trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Adică dacă știți foarte bine, în Occident, oricare, inclusiv fostul președinte al Academiei Franceze și actualul secretar al Bitterberg, Uiteride, mă vrea, spunea, Popas este cel mai mare caricaturist al lumii și dacă stau bine și mă gândesc din toate timpurile, iar eu în România, când apare un ziar în România, spune, bă, Popas este unul dintre caricaturiști, de la el de pe stradă, de la el de în oraș, de la el de județ, hai, meargă, cel mai unul dintre, din țara lui și așa mai departe. Eu în România am fost întotdeauna unul dintre. Eu de-aia... Subcultura. N-aș vrea să dau eu etichete și să nu vă supărați pe mine. Am spus, fac observații și nu vreau să fiu răutăcios sau să mă acuze cineva că aș avea o răutate. Din contră, dacă considerați de cuvință că am jignit pe cineva sau am spus niște lucruri neadevărate vis-a-vis de un fenomen care mă veți întreba, vă rog frumos să-l aduceți mâine că eu spun pe picioare și îmi cer iertare față de el. Oare ne lipsește gena, liantul despre care ați vorbit și de aceea nu putem să... Ne lipsește că avem gena coției noi. Este jignitor într-adevăr la nivelul poporului român și a balcanicilor. Dar să nu uitați, românul este hoț la fiecare secundă, este penal la fiecare secundă. 80% din ei. 20% n-are rost să vorbim, pentru noi vorbim de cei care am mai putea să-i mai cizelăm și să-i aducem să creștem numărul la celor 20%, da. Să fim mai mulți. Numai că mi-e tare frică că aia 20% se împuținează. Și atunci direcția este tot aceea care spuneam eu. În efect, nous sommes ici devant un phénomène de créativité et d'intuition. C'est un artiste qui est plus un acteur parfois qu'un dessinateur parce qu'il est capable de saisir l'émotion du moment et aussi le caractère, le tempérament parfois, la personnalité profonde de ceux qui deviennent ces modèles. Je suis très heureux que moi-même je fais partie de cette longue liste. Sa célébrité est méritée, mais il faut dire aussi qu'il est en quelque sorte unique, c'est-à-dire que ce type d'artiste, qui est aussi un intellectuel, qui aussi sait crayonner l'émotion d'un moment, mais aussi en profondeur une biographie, c'est plutôt rare. Et puis je suis très content que cette année, il amplifie la visibilité du stand roumain. Et j'espère bien qu'un jour, on aura une école qui va s'appeler Ștefan Popa Popas, parce que pour l'instant, il est unique. Haideți să ne întoarcem puțin la cariera dumneavoastră. Ați amintit pe mentorul din Franța. Pe cine ați mai amintit? Au fost mulți. Dumnezeu au dus în viața mea și mi-am dat seama acum, la 60 de ani, că în timpurile vechi trebuia să fie cineva să-mi dea pașaportul să plec. Acel om se numește domnul Sandu Vancea, care a falsificat un document ca să pot să plec.
Pur și simplu pentru că mă simpatiza, pentru că îi plăcea de ceea ce fac și arta mea, probabil, sau valoarea pe care o vedea, probabil, în mine. Am avut oameni care, deși eram în comunism, aveau grijă de mine și zice să nu recunosc, că mă duceam numai să-mi iau salariul acolo unde eram angajat, cum a fost Septimiu Tașcău, care a fost un director general la GCCR, care a fost formidabil. A fost tipul comunismul era așa ca un fel de platoș în jurul meu și normal că sunt oameni în Petoandea, care a fost șeful studenților în timpul comuniștilor și am fost tot în timpul comuniștilor și am fost foarte bun comunist, cred, nu știu. Am fost și șef al lor, am fost la șeful vicepreședinte la Institutul Politehnic pe probleme de cultură. Vedeți dumneavoastră, foarte mulți în țara aceasta se delimitează de ceea ce au fost. Eu mă bucur că am fost, pentru că acel lucru am avut probabil o experiență și acel lucru m-a învățat în ceva. Și a făcut parte de... Și face parte de mine și nu pot să neg niciodată, pentru că și comunismul a avut părți foarte bune și a avut și părți foarte rele. Și actualii au și părți bune, au și părți foarte rele. Deci eu zic că oricare. Deci oricare, dar până să ajunge la crime sau la chestii de genul acesta de a exploata omul, de a-l cenzura, de a... Deci sunt lucruri urâte, nu știu cum să spun. Deci, când v-ați simțit prima oară împlinit? Când am depășit 150 de kg. Atunci au voi foarte împlinit. Deci la 150... Da, întrebarea era într-o altă direcție. Deci, da. Dacă vă referiți la eu v-am cunoscut prima oară, adică ne-am întâlnit în 92-93. Eram pe jumate. Ureș, da? Dar gândiți-vă că la erați mai suplu și cu whisky-ul pe lângă. Da, și ați desenat de dimineață până seara. Da, da, da. Da, atunci dădeam eu doctoratul în alcooliade și de-aia eram cu whisky lângă mine, pentru că... Așa știam eu pe atunci că de-aia desenez și fac părere de foarte bune, că mă ajută alcoolul. Și de-aia desenam. Da. Nu, eu o tâmpenie, clar că era un superficiu. Dar cum am observat, mă rog, nu lipsea. Dar da, am fost un răsfățat în privința asta, că toată lumea care mă prindea, spuneam, fă o caricatură. Și toată lumea care îmi dădea, în schimb, îmi dădea de băut. Deci asta a fost, țara noastră și a fost obiceiul din țara noastră. De trei ori v-ați autodepășit, dacă știu bine. De trei ori ați trecut peste barierele dumneavoastră, vorbind despre recordurile din cartea Guinness. Eu vreau să vă spun că eu nu mai dau doi bani pe ele, pentru că ăștia au fost în tinerețe, am făcut ce am făcut și cu asta basta. Nu știu dacă ar mai avea importanță la 60 de ani. Eu zic că importanța la 60 de ani ar fi... maniera de abordare a, de exemplu, luăm portretistica. Deci această suprapunere a sufletului care îl cercetezi și îl pui pe hârtie, eu cred că acestea sunt mult mai importante. Că tratatul acela care le știți din Franța de acum, cât? 41 de ani. De acum 41 de ani, la 19 ani. Și acum circulă toate facultățile mari din lume. Când aș avea curajul să mă apuc să mai fac altul, că aș face nu 3.000 de desene cât am făcut acolo, cred că aș face acum 60.000 de desene. Pentru că am acumulat foarte multe, știu foarte multe. Mi-aduc aminte, nu știu dacă ați văzut, de la Göteborg filmul, în care șeful de la Teheran, de la Al-Ahram, spunea, întrebându-l, de ce cauză nu pot eu să pătrund Pinocchio stâng și Pinocchio drept, de-abia pătrund? Și a zis, domnule, ce mi-ai pus o întrebare, de pe mine mi-ai lăsat mască și pentru mine rămâi un artist inexplicabil. It's something like a miracle. First of all, he is so fast. He draws so fast and it's inexplicable. And then he looks through the soul of the people. I felt so. He looked through my soul and he could tell me, he could tell my character, my situation and whatever. I think he is a psychologist and an artist. Eu am avut un transplant de ochi
și este de fapt o proteză umectată de ultimă generație, chiar că nu se observa că este o proteză și nu știu ce înseamnă în cazul lui cam ce a fost o proteză, pentru că era perfect la distanța care lucram eu. Iar în celălalt a avut transplant de cornee. Și atunci el a rămas mască când i-am spus treaba asta. E, vedeți dumneavoastră, legătura aceasta cu Dumnezeu, pentru că asta este, nu ai tot timpul. Asta vreau să spun la foarte mulți telespectatori ai dumneavoastră, că această legătură, tu ca artist, ai vrea să fie permanentă, dar ea nu este permanentă. Este din când în când și când la Vatican le-am spus conducerii celor din Vatican, adică președintele Consiliului Pontifical, prefectul Vaticanului, le-am zis, acum am făcut expoziție la Vatican, orice artist mare își dorește să facă, acum ce naibie mai urmează că ți-ai cam atins scopul și asta, și a zis, e foarte simplu, ce vei visa noaptea, vei face ziua. Și prima dată am crezut că glumesc, dar mi-am dat seama că așa este. În partea a doua a emisiunii noastre vom atinge și subiectul sacralitate. Să mai rămânem puțin pe meleagurile noastre. Peste puține zile veți părăsi din nou Timișoara, veți onora o invitație. Din partea cărei entități au sosit invitație în ultima vreme la adresa Ștefan Popa Popa? Sunt foarte multe. Știți foarte bine că anul viitor va fi campionatul european de fotbal la Paris și sunt caricaturist oficial la acest campionat european. Din partea multor președinții case regale și asta care îl fac duminică, voi avea expoziție în Parlamentul European, în care mă bucur că fac într-un loc foarte vizibil. Și mai mă bucur de un lucru, că pot să arăt românilor, ce puțin cei prezenți de acolo, și am înțeles că vin vreo 12 entități din jurnalistica românească, deci cam toate cele mai importante vor fi prezente, să vadă cei care stau la coadă la mine sunt foarte mulți străini. Românii vin la vernisaj pentru că se dau pahare și păpică, adică popasii aproape de papa, e așa, probabil că așa știu că da, fiind cu papa. Pentru că, de ce vă spun asta? Că am observat în România, toate vernisajele din România se judecă după calitatea vinului. Face, bă, ăsta a avut un vernisaj bun. De ce? A avut un vin foarte bun. Deci de asta vă spun și nu exagerez cu nimic și nu spun cu răutate. Dar prinde aripi de la vin? Păi probabil, probabil. Pentru unii da. Da, da, pentru unii da. Eu, pe mine mă interesează a doua zi. A doua zi când voi lucra dimineața până seara alături de doi caricaturiști buni ai țării, care sunt și profesori la Popas Academy. E vorba de Năstase de la Constanța și de Luciana Vamescu de la Ploiești. Și vom încânta pe cei din Parlament, care o să vedeți că vor fi trei cozi. Și la mine și la... și pentru că trebuie să ai un marketing în care trebuie să știi să atragi. Păi vreau să vă spun că entitățile din Parlamentul European, să nu vă supărați pe mine, dar am observat un lucru. Nu interesează cam mai nimic. Ei cântec în hol pe acolo, cântec într-o... Parcă nu le trebuie nimic. Eu am mai participat la chestii de genul ăsta când nu le trebuie nimic. Am fost invitat o dată de OPEC la o manifestare foarte importantă la Amsterdam. Și intrarea era 200 și vreo 60 de euro. Și tocmai mă gândeam ce se întâmplă aici când eu am aflat că intrarea unde mă duc eu să fac portete este 260 de euro. Și atunci am intrat și pe mese am văzut whisky gratis, mâncare gratis, peste tot, totul era gratis, parfumul gratis. Ăștia treceau pe acolo, mai ales ăștia îmbrăcați arabii, treceau, nu interesa nimic. Și atunci am zis eu, bă, dar stai că eu m-am pus să fac portete să vedem. Dar eu știam un lucru, pentru că pe oricare interesează cam cum arată în caricatură sau cum arată imaginea lui. Cel puțin interesează imaginea lui. Minte. Da, da, da. Și am în filmul respectiv chiar pe cel care este șeful de exploatare încuveit, care a venit să cu 27 de bodyguards ăștia arabi brăcați în, ca să-i țină cu rândul ca să-l desenez și să-l fac. Am și intrat în discuție cu el pentru că mă interesa așa
cam ce gândește și ce. Deci vreau să vă spun că există într-adevăr foarte multe locuri în lume unde nu interesează nimic. Nu-i mai interesează nimic. În asemenea hal, poate că au evoluat sau involuat, nu știu cum se numește, au atâția bani probabil, încât probabil nu mai interesează nimic. Dar imaginea lor îi interesează. E, și de aici vreau să vă spun că este păcat că statul român nu mă folosește cum ar trebui să mă folosească, pentru că știți foarte bine că acum 2 săptămâni au fost plecați o delegație importantă la Bruxelles și spuneau păi nu am vizitat primăria, dar nimeni din conducerea primăriei nu ne-a văzut, nu ne-am întâlnit și nimeni n-a stat de vorbă cu primarul măcar sau cu asta. Și eu le-am dat în presă fotografia, eu am fost primit de către primar, care spunea că este o onoare să-l primesc pe maestru Popas, viceprimar și așa mai departe. Deci, cum să vă spun, ei cred, și aici este treaba, care am spus eu, cu oglinda bunului simț dinainte. Ei cred că dacă aici și-au cumpărat locuri în parlament sau nu, sau ce știu ce funcții, că în definitiv, dacă vă gândiți, în România se cam cumpără aceste țepări. Și ei cred că sunt gata, sunt mari, inavobibili. Sunt așa de mari încât nimeni nu mă atinge. Lăsați-i să depășească granițele țării, să vadă, să constate că sunt zero. Sunt, cum spunea Vida Gheza, pănicării. Da? Așa că, cum să spun eu, ar trebui să învețe, dacă zicem că și-au pierdut cei 7 ani de acasă, dar ce puțin acum, la vârsta care cu sunt silința, ei, să învețe și să se apropie. Da. Că, asta știți amărăciunea mea vis-a-vis de poporul român, că nici cei care au fost aleși, în modul cum sunt aleși, așa, n-au făcut nimic pentru poporul acesta. Sunt numai legi date în favoarea lor. Uitați-vă acum, vreo 2 luni, ți-au dat legi să-și crească ei pensiile, să încep. Dom'le, te uluiesc, pe cuvântul meu. Deja încep să mă depășească pe mine, ca entitate în această țară, ce ideile mai vin, domnule. Ca să-și dea numai ei, dar nu se gândește nimic la o lege bună și ca lumea pentru poporul român. Dați-i și mie în ultimii 5 ani ceva dat ca lumea. Ca alocațiile face, da, domnule, la mării cu un leu. Nu, domnule, arătați-mi că s-a mărit la nivelul celor de afară. Da. Că totuși de viitorul țării ne interesează, copiii trebuie să ne intereseze, nu? Da. Maestre, să facem o scurtă pauză după care să intrăm în partea a doua a emisiunii noastre. O întrebare scurtă. Nu de mult ați angajat sau ați apelat la un ofițer de presă. De ce ați simțit nevoia?
Eu 15 ani am fost foarte retras și cred că nimeni nu poate să spună în Timișoara că l-a văzut pe Popasă în Timișoara pe stradă. Lucrul care s-a dezvoltat, mai multe entități în Timișoara, la Facultatea de Arte Plastice, la Uniunea Artiștilor Plastici din România, deci vorbesc artiștii, entități și nu numai artiști, și alte găști, s-au dezvoltat entități împotriva lui Popasă. Lucru foarte grav. Deci, ai că glumim că tala este condusă pe găști, dar observați că toată societatea este pe găști. Deci, lupul să adună iarna unul cu celălalt și merg în haite ca să poate să facă să frost de păpică. E cam așa și ei, tot în haite sunt. Sunt în haite. Și atunci am avut nevoie și am nevoie pentru faptul că totuși eu sunt iubit de către populația României, mai ales de cei care știu activitatea mea și cu atât mai mult ei se vor mulți în momentul când vor ști pe unde se duce Popas și ceea ce face Popas. Mă, să știți foarte bine că eu v-am spus de mult că sunt vidajorul șef al țării. Am scos țara de multe ori din materialul ăla de culoare maro. Dar nimeni, și nu sunt plătit. Sunt alții plătiți pentru treaba aceasta. Eu o fac pe banii mei, mă duc pe banii mei și așa mai departe. Putem să dăm zeci de exemple. Iar exemplul acesta foarte recent în care de Sărbătoarea Națională a României, tu țară, deci sărbătoarea cea mai importantă, tu țară nu dai niciun ban ca să organizezi în capitalele importante ale lumii Sărbătoarea Națională. Și atunci m-am enervat, am vorbit la Ministerul Afacerilor Externe să pună în fiecare capitală din centrul Europei, în fiecare zi, Ziua Națională Română și atunci am luat-o în Croația pe 26, în 27 la Ljubljana, deci în Slovenia, pe urmă la Praga, în Cehia, pe urmă la Viena, Bratislava, Budapesta, Gyula și așa mai departe. Deci, dar pe banii mei. Asta este. Păi, și am spus, domnule ministru, dacă prind un demnitar în delegație de Ziua Națională, troacă de porți, păr cu el pe jos. Și am avut unul, care am spălat cu el pe jos, care mă va ține minte, cred că toată viața mă va ține minte, pentru că nu se poate ca neavând bani, tu să sfidezi și tu totul să te duci pe banii statului român. Și să profiți. Și să profiți cu amanta. La festivitatea din Palatul Baroc ați afirmat că nimic nu se poate face fără voia lui Dumnezeu. Și toți am rostit Tatăl nostru. Care este importanța credinței în actul artistic? Deci, în primul rând, mitropolitul Banatului, care a fost prezent, ne-a invitat să facem acest gest și nu se poate altfel. Niciun act de creație nu se poate face cu absența lui Dumnezeu. Dacă tu ca artist nu l-ai pe Dumnezeu în suflet, dacă tu ca artist nu încerci în permanență să fii în rezonanță cu Dumnezeu, n-ai nicio șansă, nici în viață și nici ca artist. În momentul, eu de ce credeți că am o bucurie când văd o armată de oameni că se luptă cu mine și nu le convine și spun eu voi învinge pentru că l-am pe Dumnezeu în suflet. Voi nu știu pe cine aveți în suflet, dar eu l-am pe Dumnezeu în suflet. Și istoria la 60 de ani mi-a dovedit că întotdeauna l-am biruit. De aici și multe altele mi-au dovedit că numai cu Dumnezeu se poate face acest act, ca se numește actul de creație, iar dacă mai ai și harul pe care ți l-a dat Dumnezeu și îl pui și îl aplici, fără să faci comerț cu el în 100%, ai voie să faci comerț, cum spune conform Bibliei, până la 33%, cum de fapt fac și eu și cu restul ajut pe foarte multă lume, dar în sensul meu, nu că mâine mă sună acum toată lumea spune, face, bă, ajută-mă și pe mine și pe mine. Nu. Eu am un felul meu de a ajuta oamenii pe care știu sigur că sunt în suferință și atunci eu atât cât pot și cât mă poate întinde problema, îi ajut. Noi suntem foarte apropiați de Dumnezeu. Artiștii sunt cei mai apropiați indivizi de pe planeta Pământ apropiați de Dumnezeu. Mai apropiați ca noi, nu cred că poate să spună cineva poate că... Poate suntem portavocea lui Dumnezeu? Sunt anumite momente când putem să spunem și treaba aceasta. Dacă vă amintiți, în filmul de la Vatican, șeful Serviciului de Onoare al Papei spunea astăzi
la această expoziție Dumnezeu a vorbit prin popas. Deci da. Am dat răspunsul pentru că din când în când suntem sau trebuie să fim. Chiar dacă nu suntem, trebuie să fim. Și atunci mai este un lucru care trebuie într-adevăr legat, că Dumnezeu lucrează și prin noi și așa este. Deci noi trebuie să-L ajutăm foarte mult în munca aceasta foarte mare pe care o face Dumnezeu cu noi și trebuie în permanență să-I mulțumim. Noi tot ne rugăm în biserici, mergem sau în locație de cult, dar de foarte multe ori uităm să-I mulțumim Dumnezeu. În multe cazuri nu mai cerem. De cele mai multe cazuri se cere, dar foarte rar să-și mulțumește Dumnezeu. Și când ne merge bine, uităm de răspuns. Da. Asta este o chestie care, cum să spun eu, eu zic că în timp trebuie să ne educăm și chiar religia la noi în țară trebuie să aibă rolul ei, chiar de mici copii să aibă, în școli să aibă rolul ei și cred că religia, și mai ales ortodoxia, care este o religie puternică, ar putea să aibă un rol mai activ în educarea și în tot spiritul acesta de educare a poporului român. Când ați descoperit pe Dumnezeu? Într-adevăr, este foarte bună această întrebare, pentru că n-am avut un cult, mi se spunea tot timpul de Dumnezeu, mi se spunea de ce oameni că au mai educat, dar n-am înțeles niciodată, poate că nu eram la o vârstă care puteam să înțeleg. Dar după o anumită vârstă, când am avut o revelație, atunci l-am descoperit pe Dumnezeu și mi-am dat seama de tot ceea ce se petrece cu noi, cu mine și raportul meu vis-a-vis de în societate ca și artist și ca și om. La Palatul Beag, pe care scriitorul francez Henri de Renier îl califica drept unul dintre cele mai frumoase palate ale Parisului, în Salonul de Aur, dominat de desene arhitecturale și ornamentale, în foiță de aur stil Ludovic al XV-lea, a avut loc vernisajul expoziției Antroprosatire a maestrului Ștefan Popa Popas. Expoziția, realizată într-o tehnică specială, a prezentat pe Simeze peste 40 de lucrări, protagoniștii acestora fiind șef de stat pe care artistul i-a avut în față cu diferite ocazii. Aveți un statut special în Vatican. Ce ne dezvăluiți despre această relație specială și despre... Am avut-o pentru că cutuma este orice artist este desăvârșit în tipul unui papă. Eu am fost pentru papa, eu am fost și am făcut albumul Papei Benedict al XVI-lea, am fost invitat și am făcut expoziția la Vatican, Villa Sopenia, am făcut albumul Papei și am respectat cutuma întru totul, întru cât albumele care au legat în perioada de Cordoba și care aveau copii diferite în editura și Times, am avut dreptul să comercializăm 10 bucăți din ele, bani care nu-i bagi în buzunar, ci îți acoperi cheltuielile cu... că nu ți-a dat nimeni bani ca să scoți acest album și să facem o treabă cristiană, cum îmi place mie să spun și pentru că este termenul care l-am întâlnit la Vatican, să construim o școală în Kenya. Și am avut o bucurie extraordinară să o cunosc pe Lita Levi Montalcini, premiul Nobel pentru fizică și singurul senator de onoare al italienilor, care prin fundația ei spunea face, păi până faci tu albumul, nu mai stai să-l vinzi după aceea, eu îți dau banii, cheltuiți școala din Kenya și când vei vinde albumul, ne dați înapoi banii la fundație. Ea a murit în 21 decembrie 2012, exact cu câteva săptămâni de a scoate eu albumul. Am sunat la Vatican și am spus că posed banii și trebuie să înapoiez banii pentru că școala, am depus documentația și i-am arătat că școala a fost făcută în Kenya și totul.
Și am rămas surprins de răspuns, pentru că cineva de acolo îmi spunea, face morții cu morții, vii cu vii. Și am spus, da, dar banii acestea mi-a dat cine, în primul mi-a dat un prieten, Lita Levi Moldacine, o să și filmați, nu prea accepta în ultima parte a vieții ei să stea de vorbă cu oricine. Și am avut această scrisoare primită de la ea, care a încântat-o, acel portret care l-am trimis eu. Și am reușit să dau fundației Lita Levi Moldacine, să dau banii pentru care au fost făcuți cu scopul de caritabil de a face acea școală în Kenya. Plus acele numeritate de la 0 la 99, mai puțin cele 10 care au fost date Vaticanului și care au demonstrat, conform primei pagini pe care au avut opoziție Vaticanul în album, că este pentru prima dată în istoria planetei când toți 263 de papi au fost făcuți de câte un singur artist. Ștefan Popa Popas, unul dintre marii îndrăgostiți de viață, cu asemenea patimă încât și astăzi continuă să deseneze iluminat de o tinerețe fermecătoare fără margini, nu putea lipsi de la întâlnirea cu arta în acest spațiu sacru. Expoziția de la Vatican, intitulată Pap și Sfinți, vernisată la Villa Sopenia, a dovedit încă o dată respectul și admirația pentru creația sa plastică. Deci eu am fost invitat mai mult timp fiind invitat de onoare la Villa Sopenia, la Vatican, m-am documentat în Vatican, am demonstrat că reprezentarea care există în catacomba de sub Vatican, cele 260 și ceva de imagini ale papilor în mozaic sunt făcute 27 greșit, le-am demonstrat și de ce, le-am făcut pe cele, acestea le-am refăcut, le-am făcut într-un set de 263, se găsesc în album, pe care o să și-l filmați, și am primit o distinție foarte mare, se numește Romano Civitas și se acordă celor care înving. Este din timpul lui Constantin I, în anul 327, când nu intru în amănunte, avea o armată de 100 de ori mai puțin de față de cei care se lupta și pentru faptul că a avut stildardul crucea, a biruit și a creștinat tot imperiul, dând de fapt și această Romano Civitas. Și am înțeles că sunt în vreo 30 de entități care au primit timp de 1700 de ani această distinție și mă onorează și că vreau să o și filmez de asemenea. După care am primit Palm d'Oro și alte distinții ale Vaticanului. Recent am fost din nou solicitat cu expoziția a papilor la Roma și mai vine și luna septembrie o altă expoziție mare cu portrete în care sunt mai mulți artiști ai lumii care fac această expoziție. Este sub patronajul de data aceasta al Vaticanului și a prezidenției Italiei. Dar nu m-am prezentat și nu m-am dus pentru că pentru mine a contat foarte mult existența lui Papa Benedict așa și spăsirea. După ce au plecat italienii care m-au acompaniat, eu am avut o discuție extraordinar de bună și de benefică pentru mine cu santitatea sa și care am înțeles că trebuie un respect și mai mare pentru că după părerea mea este cel mai erudit papă pe care l-am cunoscut. Gândiți-vă că cel din stânga aia vorbea cu el nemțește, cel din dreapta, Marker Halbel, prefectul Vaticanului, vorbea cu el în engleză, cu italienii care mă acompaniau vorbea în italiană și cu mine în franceză. Și nu ne-am culcat deloc 25 de minute, o jumătate de oră, nu ne-am culcat deloc. Și pentru mine, plus că mi-a dat acea carte pe care a scris-o Viața lui Iisus Hristos cu dedicație și care, după părerea mea, este ceva formidabil, pentru că te onorează ca un papă să-ți dea
Cartea pe care a scris-o, că nu toți scriu cărți, nu știu dacă actualul Celebrul papă scrie. Celebrul tablou care ați pictat pe Papa Benedict al XVI-lea, unde și-a găsit locul în Vatican? Deci l-au pus în sala papilor și au spus foarte clar că onorează Vaticanul și ca să mă facă cunoscut foarte rapid, au găsit o găsenință extraordinară, au scot un set de paselori care au fost difuzate în mari, să zic eu, magazine comerciale, nu numai de artă, în care eram în același set cu cei care se găsesc în San Pietro, în sala papilor, adică Giotto, Leonardo da Vinci. Dopo aver visto chiaramente i quadri del maestro e apprezzando l'arte del maestro Popas, io faccio parte da molti anni di un circolo che è il Circolo San Pietro. Questo circolo è un circolo molto vicino al Papa ed ha, diciamo, a cuore non solo la persona del Papa, ma la fedeltà totale al Romano Pontefice. Per cui, diciamo, io mi sono fatto interprete con il presidente del Circolo San Pietro, il Duca Leopoldo Torlonia, per diciamo, mettere un ritratto nella nostra sede, che è dove c'è la Sala dei Papi, di un ritratto di Benedetto XVI, opera del maestro Popas. Chiaramente io sono convinto che un quadro, diciamo, del maestro andrebbe ad arricchire questa sala e darebbe sicuramente prestigio insieme a tutte le altre opere prestigiose che chiaramente sono presenti in questa sala. Nu a trecut mult de la atentatul împotriva revistei Charlie Hebdo. Orientul Mijlociu este în clocot. Sub bolta credinței, cum se împacă cele două religii mondiale, creștinismul și religia musulmană? Primul vreau să vă spun că este greșit cei care au spus că de-aia arabii se găsesc în anul 1500 și nu știu când și sunt cu 500 de ani mai în urma creștinilor. Este greșit. Am prieteni foarte mult și am stat destul de mult între musulmani. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni foarte culti, sunt oameni nemaipomeniți. Cum și la noi există criminal și la ei există criminal. Ce este mai grav, pentru că la ei s-au dezvoltat niște entități criminale și care, după părerea mea, ele trebuie oprite, pentru că altfel uitați ce se întâmplă. La Charlie Hebdo a fost o treabă care are poate discuții, pentru că nici tu, ca și artist, nu poți să faci desene și să deranjezi pe cel din dreapta sau pe cel din stânga ta, mai ales din punct de vedere religios. Și cred că totuși trebuie făcut aceste desene, aceste caricaturi, cu limită. M-au întrebat foarte mulți ziariști, face, păi și care e limita? Păi fiecare are mai mult sau mai puțin. Nu știu dacă se poate cântări limita. Da. Dar eu, de exemplu, n-aș face nicio caricatură religioasă sau cu sex. Eu chiar la studenții și elevii mei, eu le rup aceste chestii. Pentru că am de ce să le spun. Le spun, nu vă supărați. Aveți atâtea teme. Dacă sunteți tari, faceți alte teme. Astea sunt temele cele mai banale. Cele mai ușor de făcut. Și puteți să... Iar cei cinci care mi-au fost prieteni și, de fapt, trei dintre ei au fost, hai să zicem, patru cu onore, au fost foarte buni prieteni și au fost mari artiști, Cabiu, care, după știți, nu știți, vă spun eu, dacă nu filmați cărțile din anii 80, eu am fost numit Cabiu al Europei, pentru că Cabiu a fost unul dintre cei mai prolifici caricaturiști francezi și numai francezi din lume. Eu am avut expoziții cu Cabiu la 35 de ani, sau acum mult timp, nu uitați că eram singurul invitat la Criterium de presă francez, adică toate expozițiile prin anii 70-80 se numeau Criterium de presă și eram singurul străin acceptat de către caricaturiștii francezi și invitat. Mare lucru a fost în foarte multe ori că Mitterrand îi trimitea scrisoarea lui Ceaușescu să-mi dea drumul pentru ca să participe la Criterium de presă. Și o să vă arăt și afișele din timpul respectiv. Eram singurul artist străin acceptat
Și am avut expoziții foarte multe cu Cabiu, cu Tignus, cu Volanski. O să filmam și poze când sau caricaturi pe care mi le-a făcut Volanski și ceilalți. Erau artiști foarte mari. Chiar vorbisem cu o lună de zile înainte de atentat, spunea Volanski că la 72 de ani are stare, că el se duce la așa de... că n-are ce face. Și vedeți, s-a căzut de flyer acolo, pentru că el n-a făcut niciodată caricaturi antirelice. Deci el a fost în redacția asta, eu știu, a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit, Popaia mea. E clar că cei care i-au împușcat se numesc criminali. Asta este foarte clar. Confruntarea între cele două biserici majore, apare manipularea? Deci, după părerea mea, după marea schismă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și suntem și acum în această situație. Eu sunt un cetățean al planetei, că m-am născut ortodox și de 4 ani de zile sunt catolic, tocmai pentru faptul în care lupt ca să se unească cele două biserici, pentru că e același Dumnezeu și punctele de vedere care duc la această scindare se pot rezolva. Și mă bucur că actualul papă dorește să fixeze evenimentele importante ale anului, nașterea Domnului și toate cele, învierea și așa mai departe, să fie măcar și este un pas în același timp. Eu zic că în timp ele se vor uni, după părerea mea se vor uni, pentru că nu este decât un singur Dumnezeu. Da. Grupul Bilderberg nu de mult s-a reîntrunit în Viena, unde presa nu are acces, dar dumneavoastră aveți. Păi, știți foarte bine prietenia pe care mă leagă cu Tiri de Mombrial, secretarul actual al Bilderbergului. Acolo mai sunt și alte entități de asemenea care sunt într-o relație de prietenie. O să filmați și ceva scrisori, ca să nu pare că vorbim de pe pereți, scrisori de la Lutherii de Mombrial vis-a-vis de Popas și așa mai departe. Eu sunt acolo invitat să fac portrete. Sau dacă sunt invitat cu alt scop, oricum rămâne alt scop și cu asta basta. Nu folosește niciun interes spectator să știe mai mult decât trebuie să știe. Știți cum e? Când mă întâlneam cu Putin, toată lumea îmi spunea, face, bă, te-ai întâlnit cu Putin? Și mai negam treaba asta, că m-am întâlnit la București cu Putin și așa. E, acum pot să vă spun de ce m-am întâlnit cu Putin, unul dintre că el avea simpatie față de actuala relație pe care o are și eu am dus portretul. Dar nu era divorțat. De-aia a venit Igor aici în fața casei mele și m-am dus la București, la Sami și așa mai departe. Dar atunci nu puteam să vă spun treaba respectivă. Deci sunt treburi care în viață, știți cum e, nu orice poți să bălăcărești, nu orice poți să vorbești, nu orice. Trebuie să aibă o anumită decență totul. Faceți portrete în fracțiuni de secunde. Cum pătrundeți în om? Prin oglinda bunul, oglinda sufletului, care sunt ochii, îl cercetez și suprapui masca, care o face și aparatul de fotografiat, și sufletul. În momentul când ele nu se suprapun, pentru că se întâmplă la multe persoane care nu s-au pus suprapun, atunci ați auzit și în cei de la țară sau popular să spune, uite un om cu două fețe, uite un om cu trei fețe. E, asta este. Nesuprapunerea întotdeauna perfectă a sufletului față de mască. He can make the drawings very quickly and all the time he make another one. I'm also a painter. For me it's not possible because when I make a portrait it's during half a day. And what he is doing is a miracle. I like it very much. Ultima întrebare. Este de greu de imaginat cât ați primit, cât ați obținut de la viață. Ce provocări noi mai așteptați? Acum încerc să debutez. Punct. Maestre, ne-am simțit onorați că ne-ați primit. Vă dorim tot ce doriți de la viață. În primul rând, sănătate. Păi dacă ai sănătate, cumperi tot.
că celelalte, cum să spun eu, sunt cam pe lângă. Mulțumesc, Papa. Pacea. Mulțumim. Ne vedem peste o săptămână. La revedere. Oh,